Sunt Oleg Brega și vă invit din nou la o discuție cu genericul verde în față, dar azi vom discuta mai concret despre măsurile aproape militariste luate de ambele guverne, de la București și de la Chișinău, pentru a asigura situația de urgență, pentru a impresiona cetățenii nedisciplinați care nu vor să stea în casă. Vom vorbi despre armata în stradă cu fostul ministru al apărării din Republica Moldova, care acum conduce Partidul Verde Ecologist din Republica Moldova, domnul general Vitalie Marinuță. Tot membru a Partidului Verde din Republica Moldova, dar acum în autoizolare la domiciliu la Roma, Natalia Iațco. Și obișnuit cu discuțiile noastre, mereu prezent cu noi alături, secretarul general al Partidului Verde din România, Silviu Dumitru, vă salut pe toți trei, bună seara! Bună seara! Bună seara, Oleg! Bună Bună seara seara! tuturor! Am putea să dăm și o notă tristă pentru început. Acum câteva minute am aflat o veste tristă. Printre primii morți de COVID dintre românii din lume e scriitorul, disidentul, altădată apărător al drepturilor omului, basarabeanul Paul Goma, care a fost mereu cu gândul la Basarabia. Am aflat că azi noapte, noaptea dintre 24 spre 25 martie, a murit la Paris și se spune că chiar de acest nou virus a murit. Se pare că nu vor fi funerale, nici naționale, nici militare, nici de un fel. Va fi ca toate victimele de COVID duse la un crematoriu, incinerate și fiul lui, singurul care a rămas din acea familie refugiată în 77, va primi urna cu cenușa lui Paul Goma. Încă nu se știe dacă și Filip Goma nu e și el infectat tot acolo la Paris. Suntem cu gândul la toți cei care suferă. Acum să revenim pe plaiuri mioritice și să vedem de ce e armata în stradă. Domnule general, e corect? Ieri am văzut la Chișinău că nu doar mașini blindate au ieșit pe stradă, dar chiar și cu arme de calibru foarte mare. E adevărat cu țevile îndreptate în sus, dar poate de acolo vine pericolul, spre etajele de sus, de unde, nu-i așa, la București se vorbea că trăgeau teroriști în 89. Nu-i exces de zel? Ce părere aveți despre măsurile de la Chișinău și care, iată, s-ar putea să urmeze și la București? Încă o dată, bună seara, Oleg, bună seara tuturor. Și, într-adevăr, este pentru mine, ca militar de carieră, este destul de clar că militarii trebuie să fie implicați atunci când este strict necesar. Fiindcă suntem parte a societății și o problemă majoră a unei societăți, dacă poate să fie soluționată inclusiv cu ajutorul militar, ea trebuie să fie. Și dacă ne aducem aminte, eu pot să aduc un simplu exemplu care încă este în memoria cetățenilor din Republica Moldova, 2010, inundațiile de la Cotul Morii, Nemțeni, țineți minte, da? Atunci armata practic a făcut diferența. Datorită armatei au fost salvați foarte multe, mulți oameni, au fost salvate case, proprietate agonisite foarte greu de către locuitori. Și atât în așa caz, implicarea la timp a armatei cu toate capacitățile sale este binevenită. În cazul nostru, în cazul actual, de asemenea, cred că este necesară implicarea armatei odată ce avem o situație de criză, dar cum? Armata poate fi implicată prin capacitatea sa logistică, prin expertiza sa medicală, fiindcă noi avem o expertiză medicală foarte bună, inclusiv în domeniul pandemic, în domeniul epidemiologic. Și cel mai bun exemplu, pot să-l dau, medicul șef al spitalului Toma Ciorbă, da? Probabil mulți nu cunosc, dar este fostul medic șef al Armatei Naționale, domnul Vasiliță. Da? Și persoana care este acum pe domeniul medical consiliază guvernul, da? De asemenea, este un medic foarte bun de profesie, care este și expert al Organizației Mondiale a Sănătății, de asemenea, un fost medic șef al Armatei Naționale. Dar ce am văzut noi ieri a fost orice, numai nu implicarea corectă a armatei în susținerea populației. A fost mai mult un exces de zel, a fost o dorință nesăbuită a unor policieni de a-și arăta mușchii și eu cred
cred că nu suntem acum în situația ca să scoatem Armata Națională a Republicii Moldova în stradă, în Chișinău, cu armament, cu DSK, cu armament, cu mitraliere grele. Noi nu suntem în situație de război, nu suntem în situația când deja ordinea publică nu mai poate fi controlată de către poliție, de către brigada specială a poliției. Și când cetățeanul trebuie să fie apărat deja prin folosirea armatei cu mitraliere, cu mașini blindate. Nici într-un caz nu suntem în așa cază. Deci, dacă ieri au ieșit cu armament de calibru mare, azi au reacționat la criticile de pe internet și au ieșit doar cu automate Kalashnikov. Dar și acelea sunt inutile, mai ales că, dată fiind situația de foarte mare stres, anxietate, militarii noștri nu sunt profesioniști, ci sunt oameni militari în termen, nu niște tineri de 18 ani luați de la vatră, un an puși în slujba statului. Nu e așa că poate să-l apuce pe unul disperare și să înceapă a trage din Kalashnikov în stânga și în dreapta? Sau într-o situație de stres? Nu. Oleg, eu aici spun că nu sunt de acord, fiindcă oricum, la nivelul ofițerilor inferiori, la nivelul tactic, da? Noi avem o pregătire destul de bună, avem ofițeri foarte buni și un an de zile este un timp, eu aș spune așa, bun pentru a pregăti un ostaș, că el se poate și în stradă să, în timp de pace, da, să plimbe pe stradă cu armamentul în mână. Mai mult ca atât, majoritatea ostașilor care au ieșit în stradă, Oleg, uite, care au ieșit în stradă sunt militari pe contract, din batalionul 22 de menținere a păcii, da, care au experiență în spate destul de bună, au Kosovo, au unii din trenși trecute și multe alte chestii. Important este faptul că nu este situația în cază să scoatem militarii înarmați până în dinți, cu mitraliere. Asta pe mine m-a derajat ieri foarte mult, fiindcă și militarii au tăcut conducerea militară, ceea ce demonstrează că noi la conducerea Armatei Naționale acum nu avem militari veridici care ar putea să spună politicului nu. Dar în armată și, a fost... nu se execută, nu se discută. Eu vreau să spun că nu totdeauna. Asta una. Dar a doua, vedem că viziunea politicului față de armată este mai mult ca să o facă o armată polițienească și sper să nu această pandemie să nu ne transferme și noi și mai tare într-un stat polițienesc. Iată, haideți să vă citesc numai ce a spus ministrul apărării, de ce sunt în stradă care militari. Ministrul apărării a fost numit recent și e un polițist, un ofițer din poliție. Corect. Și vreau mai mult să spun că în ultimii 6 ani de zile noi avem deja al treilea ministru polițist, da, din poliție la Armata Națională. Sunt gândiri diferite, abordări diferite, dar în cazul dat cred că anume de atâta este numit ministru polițist, ca la noi armata se poate îndeplinea fără a se gândi atribuții specifice poliției. Dar despre asta vom vorbi mai târziu. Și atât ministrul a spus, sunt niște studii științifice care arată că oamenii reacționează altfel când vine o echipă de oameni înarmați, echipați, disciplinați, cu un automobil gen ale noastre, care este tehnică de luptă. Reacția 100% este una ascultătoare când trece un așa automobil și trece mesajul prin localitate. Păi unul care spuneți de două spune că coronavirus trece prin noi și nici nu l-am simțit, da? Altul spune că trece prin noi coloana militară și noi începem a tremura. Păi care este viziunea sau dorința finală a politicului actual din Republica Moldova? Ca noi să tremurăm, ca noi... Da, eu cred că aici a fost un exces de zel ieri. A fost o acțiune negândită, o acțiune care în principiu vine doar să ridice, așa s-a dorit probabil, imaginea în societate a unor politicieni, în special a lui Dodon, fiindcă noi cunoaștem că în primul rând în Republica Moldova, da, pe primul loc după încredere este biserica, să vedem pe Dodon că deja cu preoții s-a întâlnit, s-a pupat, s-a îmbrățișat și așa mai departe. A doua instituție este armata, da? La nivel central, nu vorbesc local sau mass media, că este primărie, mass media, dar din instituțiile statului este armata.
și îl vedem pe el deja în ultima săptămână de 3 ori cu toți urtacii săi la Ministerul Apărării, la Ministerul de Interne, ceva, dar la Ministerul Apărării pentru a prezenta ministru, pentru a da indicații, pentru a spune de situația de urgență, pentru a inspecta armamentul, nu știu, de grabă o să duc și o să controleze ciorapul ostașului de rând. Numai ca să nimerească la televizor, ca să fie transfer de imagine. Și astăzi vedem deja militarii pe stradă. Da, este binevenit, eu aș spune, dar care este misiunea lor? Nu le este spus. În declarația Comisiei de Criză n-am văzut niciun cuvânt că militarii au dreptul, da, sau li s-a acordat drept ca ei să rețină sau să întocmească procese verbale. Chestiunea dată este pentru polițiști. Deci ei vin, așa cum s-a spus, în susținerea poliției. Dar de ce nu de luat armata, spre exemplu, de pus la intrare în satele care sunt în carantină? Să punem tot acolo și capacitățile companiei de protecție chimică, armate, pentru a dezinfecta mașinile care iese, care intră. Da? Iată aici un checkpoint sau un punct de control. Ar fi o plus valoare și o folosire a resurselor militare gândite și mult mai bună decât pur și simplu soldații să se plimbe pe prin orașul Chișinău și tehnica blindată cu mitralierele îndreptate în sus sau înspre un bloc, pentru ca noi să știm că trebuie de tremurat și mesajul să ajungă la noi mai dur. Să ascultăm și consider că este un excel de zeamă. Care e la Roma și la Roma zice tot, armata e în stradă de mult timp, nu doar acum cu ocazia crizei astea epidemiologice. Natalia, ce părere ai despre militari înarmați în stradă în timp de pace? Militare sunt în stradă din perioada terorismului, când au fost de la 11 septembrie 2001 încoace, știm toți, ei au fost în toate posturile strategice, cum e Vaticanul, piețele istorice, muzee, și au stat tot timpul acolo. Acum, în situația asta critică, statul a cerut, guvernul a cerut ajutor de la armată ca să blocheze străzile, pentru că oamenii începeau să fugă de nord la sud. Și asta e problemă în ziua de azi aici, ceea ce a răspândit virusul în toată Italia. Azi se vorbește la 54.000 de persoane pozitive, dintre care și actualul președinte a protecției civile e cu temperatură și nu va fi conferința presă pentru a da ultimele date de care sunt în Italia, de morți, de pozitivi. Dar armata e tot prezentă și medicii militari sunt prezenți în câmp, în spitale, dau primul ajutor. Eu sunt de acord. Ceea ce a făcut și China, a închis regiunea Wuhan cu armata. Păi doar aici, aici Natalia, eu sunt de acord că armata trebuie implicată în situația de criză când deja nu autoritățile civile nu se mai isprăvesc. Însă și în cazul Italiei, odată ce au fost și era în principiu pericolul terorismului, da? Știu că și în Spania, eu am soră în Spania care îmi spune că toți sunt militari pe stradă, dar ei sunt într-adevăr pentru, nu cu mașinile blindate, cu mitraliere pe ele, nu, chiar văd și la București. Mitralierele au cu ei, nu le au pe mașini, dar cu ei le au. Păi asta aveam în vedere, iau cu ei arma personală, nu mitraliera, fiindcă astea sunt două lucruri diferite. Dar militarii ăștia, chiar dacă sunt armați sau că nu, ei nu sunt cumva vulnerabili în fața infecției? Nu riscă și ei? Cât de protejați da, sunt? Ce ați observat în Italia sau deja, în Moldova? Sunt deja pozitiv și între militari. Ultimul caz a fost un carabinier de 45 de ani din regiunea Bergamo care a murit de coronavirus. Eu de câte am observat astăzi pe străzi, militarii au mască de protecție, au mănuși, deja cât de cât ei sunt echipați, la fel ca și carabinierii, ca și polițiștii. Ieri însă
au ieșit numai cu cagulile lor, ceea ce mai mult a fost un fel de pentru a înspăimânta populația decât pentru a aduce un folos sau în susținerea polițiștilor. Mă bucur fac că azi s-a înțeles faptul, fiindcă opinia publică a explodat. Uitați-vă și singur, sunt plin Facebook-ul sau alte rețele de socializare cu militari înarmați cu mitraliere. Fiindcă, într-adevăr, nicăieri nu s-a întâmplat așa ceva, doar dacă nu era la într-o situație destul de critică. Eu, din câte cunosc, în unele cazuri, chiar și în țările civilizate, s-a introdus în așa mod. De exemplu, în Statele Unite ale Americii, când a fost buntul din Los Angeles, în câteva cartiere a Los Angeles, s-a intrat armata în plină forță, chiar și cu mașini blindate, cu tancuri, tot, fiindcă acolo, nu teroriștii, dar între bandele mafiote, era un război complet. Și atunci, altfel, chiar nu s-a putut. Dar eu n-am auzit în pușcături, în Chișinău, n-am auzit autoritățile să ne spună nouă că nu pot controla ordinea publică și așa mai departe. Atunci, practic, scoaterea blindatelor cu mitraliere a demonstrat ceva lucruri. Una, că este dorința unor politicieni cu orice preț de a-și mai pune o bilă, care ei consideră albă, dar este neagră, fiindcă societatea va te pedepsi pentru asta, unul la mână, doi la mână. Arată incompetența sfetnicilor care sunt pe lângă președinție, da? Și trei la mână, arată că în conducerea de vârf a Armatei Naționale, cu regret, sunt oameni care sunt foarte bine pregătiți în construcția sătucurilor Potemkin. Știți ce înseamnă asta? Adică a arunca praf în ochi. La noi, prin părțile astea, se spune pacazuhă. Da? Un fel de anima activitatea. Da, anima activitatea și se mimează deja de câțiva ani această activitate, care, cu regret, nu aduce niciun beneficiu nici armatei, nici societății noastre în întregime. Dar consilier al președintelui Dodon e un consătean al meu, general, și el de armată, nu din poliție, Victor Gaiciuc. Nu, până mai ieri a fost și el a câta oară ministru al apărării. Ci el nu știe ce interese și ce drepturi are armata? De ce acceptă așa să se transfere din imaginea bună a armatei către o clasă politică iresponsabilă, lipsită de credibilitate, către poliție și alte organe puțin credibile? Nu, la întrebarea asta trebuie să răspundă, cred că, fiecare persoană vizată. De ce? Eu pot spun că permanent, eu când eram în funcție, permanent stăteam pe două piciorițe, chiar și am plecat din funcție, că nu eram de acord cu politicul asupra dezvoltării Armatei Naționale. De aceea, noi trebuie să atragem atenție deosebită la această structură care este foarte mică, foarte vulnerabilă la moment, cu resurse destul de mici, dar foarte estimate de cetățeanul simplu. Da? Armata este unica structură a statului care este în majoritate are o stimă și respect mult mai mare ca alte instituții. Oleg, poate că nu ești de acord complet cu mine, dar din statistică ne uităm. Și noi n-ar trebui și instituția în cauză să o călcăm în picioare. Și mai mult eu cred că asta se dorește a se face pentru că noi acele tradiții, acele valori care sunt puse în armate, dar și acelea să fie, practic, pus pe un picior polițienesc. Eu n-aș vrea să dau o predicție că noi ne transformăm în cetișor în stat polițienesc. Politicianist? Nu, armata ca polițienesc, dar statul, mai mult eu spun polițienesc. Noi avem peste 15.000 de polițiști carabinieri. Și dacă luăm în cifre statistice, da, avem cei mai mulți, în parcă în Europa, polițiști pe cap de locuitor. Deci, deocamdată, în situația actuală, poliția ar fi putut să se isprăvească destul de bine și fără armată. Eu nu am văzut în stradă să acorde ajutor poliției care
lucrează din zori și lucrează foarte mult și toată stima și respectul față de ei. Eu nu i-am văzut pe măscații cei care un an și ceva în urmă erau, păzeau Parlamentul. Ții minte? Sau foarte mult, cu crește, foarte mulți înarmați, dotați și așa mai departe. Eu cred că brigada aceea ar fi putut să pur și simplu patruleze pe străzile Chișinăului și efectul era mult mai bun decât alarmate. Dar despre carabinieri trebuie să precizăm că sunt un fel de jandarmi în Republica Moldova, dar nu știu de ce cu subordonare, sunt militarizați, dar cu subordonare dublă și a Ministerului Apărării și Ministerului de Interne, pentru că acolo sunt implicați militari în termen. Tot așa, băieți luați de la vatră, de 18 ani, sănătoși, pe care nu i-a putut să le cumpere nimeni rămânerea acasă și slujesc statului un an în trupele de carabinieri, la menținerea ordinii publice. Deci nu puteți să ziceți că e polițienizată când e și militarizată structura asta a carabinierilor și de menținerea ordinii publice. Știți, e puțin diferit, fiindcă carabinierii sunt o subdiviziune a Ministerului de Interne, dar sunt parte componentă a forțelor armate. În timp de război, ei trec în subordinea Ministerului Apărării. În timp de pace, Ministerul Apărării nu are nicio atribuție la trupele de carabinieri, în afară de faptul că ostașii în trupele de carabinieri sunt încorporați prin intermediul secțiilor administrativ-militare. Da? În rest, după aceasta, Ministerul Apărării nu are zero atribuții la ei. Adică, dar statul polițienesc este nu prin faptul sau militarizat, cum spui tu, nu prin faptul câți polițiști are, sau, dar mai mult cum se implică poliția la, nu la menține ordine publice, dar la controlul aspectelor și libertăților omului. Anume din aceste considerații o spun. Noi am avut, practic, din 2016, stat polițienesc. Când te temeai să ieși afară, mulți temeau să vorbească deschis și așa mai departe. Practic, eu îl catalogam atunci ca stat polițienesc sau stat capturat și dus în direcția statului polițienesc. Dar astăzi nu despre asta cred că este tema. Mai mult este că noi nu suntem în situația aceea ca să creăm o panică mai mare în societate în direcția dată. Și nu este necesitatea ca armata cu toate capacitățile sale militare, cu mitraliere, degrabă vor fi scoase și blendatele probabil, da? Păi și mașinile alea, că le-am văzut noi, tot cam blendate erau, nu? Că nu sunt niște mașini simple. Poftim? Mașinile care le-am văzut noi tot blendate erau, tot aveau un blindaj. Păi da, am vrut să spun taburile sau acele taburile, fiindcă acum hanviurile sunt mașini mult mai mici și care sunt folosite de mai multe țări. Dar după cum vedem din ceea ce a spus ministrul apărării actual, da? Că în așa mod se poate, pot oamenii să fie încurajați ca să stea pe acasă, mie mi-aduce aminte taburile din zona de securitate de pe Reunistru. Da? Păi ele tot nu se scot de acolo deja de aproape 30 de ani. Ca nouă celor de pe malul drept, noi niciodată să nu uităm că este acolo armata 14 și ea ne dă nouă din deget. Dacă ar fi scoase taburile de acolo, stau niște ostași acolo la un punct de control, bai vezi, ba nu-i vezi, da? Nu e atât de fioros cum socot unei adepți ai acestei strategii sovietice de înfiorare a oamenilor și care o aplică, acum încearcă să o aplice și la Chișinău. De aproape 30 de ani, armata rusă are statut de mediator acolo, de pacifist, n-avem ce să-i facem, stă ca și cum între părțile beligerante. Și trebuie să acceptăm taburile rusești până când o să schimbe atitudinea guvernării de la Chișinău și să zică armata rusă a fost agresoare împreună cu separatiștii, n-are ce să caute cu taburile ei să ne separe pe noi, să vină, de exemplu, nu știu, mediatorii OSCE, ONU sau cineva, că ăștia albastră. Dar asta e altă problemă. Deocamdată suntem într-o situație de aproape război. Deseori folosesc guvernanții situație de război, situație de urgență. Silviu, în România armata
nu-i așa, că are nu doar statut și imagine bună ca Republica Moldova, dar are și putere. Se dă aproape, dacă nu mai mult, de 2% din bugetul anual, după ce a insistat Trump, și în cadrul NATO se pare că suntem singurii din Europa care am băgat din bugetul național 2%, și armata română e dotată inclusiv cu tot felul de rachete, avioane, tancuri, nu ca Republica Moldova, care are doar Huawei-urile celea. Era necesară implicarea ei în menținerea ordinii publice? Ca să încep cu ce ai spus, cu acel 2%, acel 2% din PIB trebuie alocat, pentru că este o condiție de a statelor membre. Faptul că alte state nu s-au conformat, nu cred că putem acum să spunem dacă ei nu, nici noi nu vrem să alocăm. Ce vreau să zic, într-adevăr, după ordonanța militară numărul 1 sau 2, armata acum este permisă să patruleze împreună cu poliția. Deci, la noi, armata merge împreună cu poliția și face acele checkpoint-uri acolo unde este necesar, pentru că, într-adevăr, efectivul de poliție, poliție locală și jandarmerie, se pare că nu este necesar și a trebuit suplimentat cu armata, pentru ca să acopere Bucureștiul și alte orașe mari unde, într-adevăr, e necesar. Lumea nu prea respectă. În general, e tentată să spună că încă nu e speriată, sau nu știu dacă e cazul să spunem că lumea trebuie să fie speriată, populația trebuie să fie speriată, dar regulile nu sunt respectate în întregime și mai sunt îndrăzneți care ies și se pun pe Facebook, pe YouTube și se dau mari că au fost pe afară și că pe ei nu-i afectează coronavirusul, și nu e bine ce se întâmplă. Plus multe fake news-uri care apar pe rețele sociale, informații false, care eu cred că ar trebui de prima dată scoase cumva chiar site-urile acestea care le postează să le urmărească și să le retragă, că apar tot felul de știri false care dau impresia că nu e o situație chiar atât de gravă. Situația este gravă și noi trebuie să fim serioși în abordare. Armata în acest caz poate să ajute, nu cu cum se întâmplă, poate cum am văzut niște imagini la Chișinău cu mașini blindate și cu mitraliere, dar să meargă în aceste corpuri de patrulare împreună cu poliția, da. Nu suntem în cazul în care trebuie să intre, să iasă cu arma în mână și să amenințe cu, adică nu văd rostul. Da, apropo de fake news, anume, armata a fost subiectul unor știri false difuzate intens pe internet. Că, iată, americanii au băgat mai mult armată în Europa, că se fac exerciții militare. Nu cumva, se mai zvonea, nu cumva ei au stârnit virusul ăsta special ca să ocupe estul Europei sau să ocupe China sau ceva din felul ăsta. Natalia văd arată cu dești, ea știe de tot. Dar la nivel de Statele Unite, Trump tot e neserios în abordare și e chiar criticat de media din America abordarea care are față de ceea ce ar trebui să facă Statele Unite în momentul de față, unde se pare că există o creștere alarmantă a cazurilor, iar Trump vorbește de virusul chinezesc, adică lucrurile el le prezintă într-o situație în care, stați liniștiți, noi avem situația sub control, dar controlul se pare că nu prea există în întregime, dacă vă uitați pe site-urile de comunicare serioase din Statele Unite. Dacă revenim la România, aș vrea să aduc o problemă în public. Am văzut câteva postări pe Facebook și mi-a atras atenția. E vorba, după aceste ordonanțe militare, statul este nevoit să importe materiale de protecție, măști, costume din acestea de protecție, în special pentru medici, asistenții care sunt în prima linie, și stocurile noastre s-au cam dus, nu au fost pregătiți și trebuie să importăm. Mâine am înțeles că va veni cu un avion cargo din Coreea, vor veni echipamente de protecție. Dar uitându-mă pe site-ul în care se fac achiziții în acest sens de către guvern, am văzut ceva care pare că nu e regulă. Acum, cred că nu e știre fake pe Mediafax. E vorba de o comandă a statului către o firmă, firmă din comuna Uzunu, o firmă care vinde, în principal, are obiect de activitate, vinde țigări, băutură și cafea, și a primit o comandă de 11 milioane de euro aproximativ,
de la Guvernul României pentru măști, măști din acestea de protecție. Am vrea să știm dacă acea firmă, cum a avut acele măști, le-a avut pe stoc sau numai printr-o firmă din aceasta din Comuna Ozână se putea face importul de măști? Nu există firme de, care sunt specializate în tehnică sanitară și sau direct de către stat putea să facă aceste achiziții? Se pare că și acum, pe vremul acestea de urgență, e loc de făcut șmecherii din acestea în care unii să îmbogățească. Mă refer că firma aceea probabil că avea acces la această vânzare de mii de, de sute de mii de măști decât dacă cineva îi facilita. Deci aici e o întrebare la care guvernul trebuie să dă răspuns dacă acești, aceași informare pe care au pus-o în, în panoul acela de achiziții este adevărată sau nu. E ceva care e grav dacă s-a întâmplat lucrul ăsta pe vremuri de criză să se facă aceste șmecherii. Apropo de achiziții, lumea era revoltată și atunci pe timp de pace, când nu era situație de urgență și când Trump a zis că trebuie să cumpărați rachete de la noi și noi am zis să trăiți, le cumpărăm și nu s-a făcut nicio licitație internațională, nimic. Am cumpărat de unde a zis Trump, am băgat jumătate din cele 2% din PIB, le-am băgat în bugetul american direct la firma care aia este altă situație, Oleg, aia este altă situație. Vorbim de situație de urgență, aia nu era situație de urgență, s-au achiziționat... Exact, atunci tocmai că era obligat să facă concurs public, nu? Păi, noi vorbim de avioanele F-16 pe care le-am luat, armata l-a luat la mâna a doua, a treia, adică după de 1000 de ore de zbor. Da, și la prețuri super mari, deci s-au făcut, se pare, s-au îmbogățit unii și din acest comerț de arme în urma unor aranjamente pe, vezi, doamne, trebuie să vă cumpărăm de 2%. Deci, de adevăr, lucrurile trebuie puse în ordine în România, pentru că, virgulă, corupția începe de sus și se duce destul de, de jos. Și, în general, se pare că guvernele de 30 de ani încoace, toate s-au ocupat în principal de corupție, a fost prima grijă a lor, cum să îmbogățească oamenii de acolo și lăsând și pe alții să facă același lucru. Natalia, vrei să spui ceva? Da, că te-am întrerupt în momentul ăla. E problema e pe altă, că situația care s-a creat acum, coronavirus. Care e atitudinea partidilor privitor la economia care se va fi după asta? După ce va trece criza coronavirus? Care e perspectiva Partidului Verde din România, a Partidului Verde de Moldova, a Partidilor Verzi Europene? Am văzut o declarație din 19... Din ce punct de vedere privim noi asta? O declarație din 19 martie a partidului din care și dumneata faci parte, din Republica Moldova, Verde Ecologist, și care declarație era interesantă pentru că pomenea mai ales categoriile sociale vulnerabile care vor suferi primii. Și spre exemplu, guvernul Italiei a dat 300 de milioane de euro pentru micul întreprinzător autonom, dar România, Moldova ce face? Or și cum? Am văzut economia că guvernul României se îngrijorează de bancheri, că s-ar putea să falimenteze, de întreprinderi mari, de multinaționale, dar nu prea are grijă de IMM-uri, cum zici dumneata, sau de oamenii care s-au angajat și care au rămas, au fost deja concediați sau au rămas în șomaj tehnic. Nu vor fi plătiți oamenii care stau acum acasă de, de statul românesc, de statul de Republica Moldova? Bine, dacă să vorbim de Republica Moldova, cam situația încă nu este, este o situație incertă. Noi vedem că unele bănci deja au stopat ratele pentru o perioadă până la finele lunii mai pentru persoanele fizice, însă pentru persoanele juridice cam nu este clar ce se va întâmpla. De asemenea, nu este clar cum vor fi salariați tot cei care stau acasă. Este clar doar cu bugetare, că bugetarii își vor primi salariile sale, nu știu dacă la timp, dar le vor fi asigurate. Cu IMM-urile cred că va fi problemă. Mai important sau mai problematic va fi după această criză, fiindcă foarte mulți vor intra în recesiune, foarte multe locuri de muncă vor fi practic pierdute și ce va face guvernul după aceasta. La moment o viziune clară a guvernului din Republica Moldova nu este. Sunt diferite sfaturi dintr-o parte, din alta.
dar eu cred că o să avem o perioadă destul de grea, prin care trebuie iarăși să arătăm solidaritate între noi, între cetățeni, să ajutăm pe cei care sunt mai vulnerabili, fiindcă și guvernare sper să găsească o abordare. Eu nu sunt economist, nu am să mă văr în speculații cum să fac, ce să facă, dar una este clar pentru mine, că noi trebuie să avem o abordare diferită decât am avut-o până acum. Trebuie să ne întoarcem cu fața spre o economie mult mai ecologică, spre construirea unei societăți mult mai social orientate și cu susținerea cetățenilor. Chiar ieri seara am avut o discuție la nivel de președinți ai partidelor verzi europene, 84 de persoane, am avut un fel de summit, dar mai mult online, sigur, la care au participat și copreședinții Partidului Verde European, președinții fracției verzilor în Parlamentul European, Filip Lambert, Kai Keller, de asemenea unii membri ai Parlamentului European, miniștri din țările europene care sunt de la verzi. Și am discutat care este situația actuală, dar și care sunt viziunile verzilor pentru viitor. Un comunicat al verzilor va fi plasat pe site aseară sau mâine dimineața, un comunicat agreat și de grupul nostru parlamentar în Parlamentul Europei și de majoritatea partidelor din Partidul Verde European. Dar, în principal, noi, sigur, că ne exprimăm în acest comunicat solidaritatea cu toate persoanele afectate de această criză fără precedent și de cei care au decedat în urma acestei crize. Și sigur, în primul rând, noi mulțumim personalului implicat, nu numai medicilor care salvează viețile omenești, dar și acelor care sunt implicați în logistica de zi cu zi, în asigurarea vieții noastre, în necesităților noastre de zi cu zi. Și aici nu e număr puteț, dar ne dăm seama cine sunt, nu stau acasă, dar sunt nevoiți să meargă la serviciu. Și faptul că pe viitor verzii europeni se gândesc că nimeni nu trebuie să fie lăsat în urmă, atât la nivelul țărilor, cât și la nivelul societății. Țările mai bogate să ajute țările mai sărace, fix așa și în societate. Și noi suntem bucuroși că au apărut diferite inițiative private de a dona, de a se implica, de a ajuta. Și, sigur, în plan economic, trebuie să vedem că va fi o reconfigurare și o abordare altfel față de economie. Mult mai, noi am dorit mult mai verde, mult mai deschisă față de protecția naturii și vom înțelege mult mai mult care este rolul naturii în viața omului și a omului în viața naturii. Dar mai mult eu îndemn pe fiecare să acceseze site-ul Partidului Verde European, EGP, dar și site-urile partidelor atât din Republica Moldova cât și din România. Noi vom plasa mâine pe site această declarație ca să familiarizeze cu poziția noastră a tuturor partidelor verzi europene. E ciudat că ați făcut site-ul cu nume englezesc, asta a fost în stilul instituțiilor de stat care și-au făcut astfel de site-uri, Concord Justice MD și tot așa, și dumneavoastră ați făcut greenparty.md, dar cine caută pe Google sigur ajunge la pagina Partidului Verde dacă caută cu adevărat. Oleg, da, eu aici vreau să spun că într-adevăr deocamdată el este deja de mulți ani, greenparty.md, noi suntem într-un proces de restructurare, în curând, nu știu cât de curând, vom vedea în funcție de resursele financiare care putem să le găsim, să le direcționăm, pentru că Partidul Verde Ecologist din Republica Moldova nu prea are resurse financiare, ne descurcăm cu voluntari pe ceea ce putem, dar în curând va apărea pagina partidului,
Verde pentru .md, da? Verde pentru Moldova, care va avea cu totul altă interfață și alte... totul altă. O nouă abordare, da, va avea o nouă abordare. Noi lucrăm asupra acestui proiect. Da. Bun, Natalia, ce soluții vezi acolo în buricul Europei pentru altfel de abordare politică a economiei? Iată, am văzut slogane de stânga acum să aibă fiecare minimum garantat de stat în Uniunea Europeană. Dincolo, în Republica Moldova, am văzut proiecte populiste ca să fie plafonate veniturile demnitarilor și în felul ăsta au calculat ei să economisesc sute de mii de lei bani care ar putea să fie dați, eu știu, săracilor sau investiți în economie sau investiți în ceva verde. Ce soluție ai descoperit? Tu știi foarte bine situația că economia Italiei depinde, economia Italiei depinde de directivele Uniunii Europene. Ceea ce hotărăște Bruxelles-ul, aia acceptă și Roma, guvernul de la Roma. Asta e situația. De care ministrul de la a spus că fiecare stat se ocupe de bugetul său. Și a dat bani și pentru Italia, și pentru Spania, și pentru toate țările. Acum am doamna aia cu părul alb. Acum am criza asta. Nu mi-aduc aminte cum o cheamă. Da, da, da. Christine Lagarde sau cum? Banca Europeană a estimat 25 de miliarde pentru Italia, pentru a ieși din criză. Dintre care și Institutul Previderii Sociale a spus că ei are bani pentru a garanta salariile pe viitor. Chiar a fost azi la Surai News. Nu știu care va fi problema Moldovei, cum va garanta pensiile, salariile celor care lucrează în buget sau în alte de privat, public. Da. Eu cred că își va reveni, cred că își va reveni și Uniunea Europeană și Republica Moldova și România într-o singură situație dacă vor sta împreună, fiindcă eu sunt un adept al globalizării, al Uniunii Europene și cred că în condițiile în care sunt tentative ca această pandemie să fie folosită pentru a rupe relațiile între țările europene, da, și a folosi-o pentru a slăbi comunitatea europeană, acum este mult mai important să fim solidari, în special țările Uniunii Europene, între ele, dar și având în vedere și țările cu viziuni pro-europene sau cele care doresc să adere într-un viitor apropiat sau mai îndepărtat la Uniunea Europeană. De aceea cred că va fi un test destul de mare pentru Uniunea Europeană de viitor. Cum va fi ea și totodată și o posibilitate de a se regândi, de a fi una mult mai pragmatică. Cu toate că va fi destul de greu. Am vorbit cam mult despre solidaritate între state, despre proiect regional, european și despre globalizare, despre securitatea globală și regională, dar n-am prea vorbit despre solidaritate interumană și de drepturile omului, mai ales ale celor marginali. Iată, se întrece și România și Republica Moldova ca și statele europene să limiteze accesul în spațiul public bătrânilor. Dar ce să facă săracii dacă singuri și așa s-abandonați de copiii lor sau nici nu au copii? Li se mai interzice să iasă în spațiul public și ce să mănânce? De unde cine să le cumpere medicamente? Cum am zis, am început emisiunea, un bătrân care a murit. Mama la 84 de ani a murit la Paris. Ce să fac oamenii? Cine îi asiste? Statul? Nu-i societatea civilă? Partidele? Cine? Cel mai ușor. Zic, ei sunt fașa care se îmbolnăvesc cel mai ușor. Ei sunt cei care transmit virusul foarte ușor. Păi și tinerii? Care, cea mai, tinerii care nu se îmbolnăvesc, dar transmit? Care se îmbolnăvesc, cum îi protejăm pe ei? Știți care, în viziunea mea, sunt timpuri când, într-adevăr, drepturile omului și libertățile sunt restricționate puțin. Este important ca să nu întrecem măsura, să nu folosim această criză pandemică pentru
nu a limita unele drepturi și libertăți umane, da? Dar a le înlocui, da? Cu blindate și mitraliere. Eu consider că acum este destul de important pe o perioadă, nu știu cât de lungă, dar ca în special bătrânii să fie protejați, ca ei să stea în case, da? Anume ca persoane cel mai vulnerabil, dar noi ca societate trebuie să identificăm posibilitatea ca la fiecare bătrân să bată cineva la ușă, să poată să meargă până la magazin să-i aducă acel pachet alimentar. Aici trebuie să fie implicate nu numai autoritățile, dar noi avem o droaie de ONG-uri care se dau drept luptători pentru drepturile omului și care au încă și mai mulți voluntari, da? Noi suntem mulți, adică nu noi, dar alții, sunt mulți împotriva partidelor politice și mai mult pentru lucru non-guvernamental. Iată, aici noi ar trebui să vedem care este într-adevăr valoarea acelor ONG-uri, da? Care se dau mult cu părerea, cunosc foarte mult, au foarte mulți experți, fonduri foarte mari de a veni într-adevăr în ajutorul acestor bătrâni. La mine în sat, spre exemplu, tot eu criticam foarte mult, și primarul și primăria din satul meu natal, Colercani, da? Chiar și primii pași care au fost întreprinși. Dar în ultima dispoziție a Comisiei Stare Excepțională, da? Domn primar a menționat ca un punct că primăria va organiza un serviciu în care vor merge pe la fiecare bătrân în satul natal, da? Și vor lua ce necesitate de alimente le trebuie, vor veni la unul din magazine, le vor procura și le vor duce bătrânului. Deci se poate dacă noi nu dorim, dacă noi avem umanism în noi, nu pur declarat, da? În fața televizoarelor sau prin rapoarte diferite, dar avem deschidere anume să ajutăm. Și putem să facem. Voluntarul, onegist sau neonegist. Tu vorbești de relații interpersonale. Ascult, tu vorbești, populația Republicii Moldova are foarte mulți bătrâni. Și dacă acești toți bătrâni se îmbolnăvesc, cum rezistă Ministerul Sănătății ca să le cuiască? Aici Italia nebunește că nu știe ce să facă, dintre care are și medici, și preoți, și deputați sunt bolnavi. Cum tu reușești să-i licuiești pe toți acești bătrâni în Republica Moldova sau în România? Trebuie să facă acest sacrificiu, eu cred că bătrânii, să stea acasă. Nu știu de ce păi, sacrificiul ăsta trebuie să-l facem tot, au fost identificați niște preoți. Dar de la bătrâni, toate punctele care s-au îmbolnăvit aici în Europa sunt de la bătrâni. Că ei s-au întrunit în biserică acolo și s-au rugat, de acolo vine pacientul numărul 1, da? De ce anume în Bergamo s-au îmbolnăvit, acolo e toată masa care sunt cei mai bolnavi, cei mai mulți. Da, uite, omul se duce, ONG sau neonegist, poate sau la primărie, se duce să-l ajute pe vecinul său. Chiar eu am pus un anunț. Natalia, vezi că te-ai răsturnat. Chiar eu am pus anunț în scara blocului de o săptămână, că mă ofer, am dat numărul apartamentului, numărul de telefon, mă ofer să mă duc să fac voluntariat, să-i ajut pe oameni și nu m-a ajutat decât o persoană care a rămas fără serviciu, îngrijește familia, dar nu-i bătrân, îngrijește copilul, nu-i bătrână. Mi-a cerut ajutor. Dar dacă mă duc pentru omul acesta în stradă, risc să fiu amendat și o sumă exorbitantă, pentru că nu am temeiu să fiu, nu mă duc la serviciu, nu mă duc la școală, nu am nicio dovadă de ce mă duc să-l ajut pe omul ăsta. Și furia polițiștilor locali sau a polițiștilor sau a jandarmilor e oarbă. Amenda ți-o aplică, trebuie să o achiți, du-te și te judecă după aceea. Cum sunt apărat de stat în condițiile astea de stare de urgență, când iată s-au impus și restricții, dar se cere de la noi și solidaritate? Eu nu știu cum este în România, la moment în Republica Moldova încă cred că nu este atât de strict, dar cred că este ceva de gândit asupra. Ai dreptate aici, Uleg. Sau ni se spune, trebuie să avem o declarație de propria răspundere, unde mă duc, ce fac, îți scrii itinerarul înainte de a ieși din casă și îl prezinți ca dovadă că nu îmble brambura. Bun, dar eu nu am printer în casă. Unde? De unde să scriu pe foaie albă chestia asta de mână? De mână, de mână. Că a fost amendat cu tot cu declarație. De mână. De mână o scrie dacă nu ai formular de printat, da?
ne arată domnul Marinu. Da? Ce păi crezi, trebuie, care să, deja, cu trebuie să, ne, să ne deprindem, am mai scris cu stilou. Și o să zic că e ilizibil și nu se ia în considerație. Cineva, ieri, alaltă ieri, când a intrat în vigoare starea asta de urgență, a fost amendat chiar dacă avea la el declarația proprie răspundere, polițiștii locali au zis că nu ne interesează. Și omul se ducea la farmacie peste drum că avea nevoie de un medicament, că e astmatic. Și aceea au zis, nu, te duci dincolo la benzinărie să-ți iei țigări. Pff, au decis așa polițiștii locali și își fac... E loc de abuzuri, nu e așa? Coleg, modelul ăsta a fost luat din Franța. Franța a început cu câteva zile înaintea noastră, au publicat în ziare și au dat în presă model de declarație și probabil România de acolo s-a inspirat cu această declarație care trebuie să fie pe propria răspundere adevență de la servicii sau legitimație, prezintă o legitimație. Într-adevăr, e o metodă greoaie, dar un mod de a controla persoanele nu prea există. Adică declarația proprie răspundere este într-un fel, hai să te verifici, ai declarat lucrul ăsta, e adevărat ce ai spus? Depinde de atitudinea polițiștilor și a celor care verifică. Acum, mulți, nu știu exact cum se întâmplă, am văzut și eu la televizor, dar mare parte depinde de ei și de omul respectiv care dă declarația, cât de sincer este în declarația respectivă. Până la urmă, e o modalitate de a verifica și de a regla cumva numărul persoanelor care ies în stradă și pentru diverse motive, pentru că... Dar e și loc de abuzuri, poliția, jandarmeria comiteau abuzuri și pe timp de pace, dar acum pe timp de stare de urgență e posibil să abuzeze și mai mult. Natalia a revenit în două ipostaze, sper că are de spus ceva despre declarația asta, sau n-a ieșit din casă deloc, ești în autoizolare și ai rezerve de toate și nu ieși. Nu sunt Natalia. Ea nu ne aude. Nu? Nu ne aude. Natalia nu. Da, da. Pare rău. Dacă nu ne auzi, degeaba, dar ai revenit. Că am vrut să avem conversație. Da, domnul Marinuță. Oleg, sigur, noi am putea să discutăm aici mult despre abuzuri care ar putea să se întâmple sau care au avut loc și sigur în orice situație și pe timp de pace, dar în special pe timp de criză, război, sunt unele abuzuri. Noi ar trebui să ne concentrăm mai mult cum să facem ca într-adevăr această solidaritate, da? Să o putem arăta sau promova, chiar să lucreze. Fiindcă așa noi am putea să ne temem și de acel jandarm și acel de carabinier, dar oricum, eu cred că se poate găsi o ieșire din situație, în special aici ar trebui serviciul public să fie implicat, serviciul de asistență socială, și în România, și în Republica Moldova, și în alte țări, ca totuși noi să arătăm umanismul nostru, da? Umanitatea și solidaritatea cu cei mai în vârstă. Eu nu sunt de acord aici cu Natalia că să blamăm iată din cauza lor că e cei mai vârstnici, fiindcă la meciuri de fotbal au fost, cred că, numai puțin tineri decât vârstnici, ba chiar și mai mult, fiindcă stadioane întregi erau în Italia și la noi în Republica Moldova afară iese mai mulți tineri la frigărui decât bătrâni, fiindcă ei sunt mult, mult mai conștienți. Și trebuie să conștientizăm și noi faptul ăla. Dacă tot vorbeam, se pare că în Italia a răbufnit valul de contagion, de infectare, cu ocazia meciului de fotbal Atalanta-Bergamo. Atunci au fost pe stadion în jur de 50.000 de persoane. Da. A fost exact înainte de a izbucni și se pare că acolo a fost focarul principal la meciul acesta de fotbal. Pentru că nu s-au gândit autoritățile la vremea că acel meci de fotbal unde vine atâta lume nu e cazul să se întâmple, mai ales că începuse să aibă deja semne că acest coronavirus începe să se răspândească. Da, sunt într-adevăr măsuri pe care noi nu le-am luat la timp și multe state și noi cumva măsurile pe care le-am luat să spune că sunt oarecum în termen, că nu ar fi așa de întârziate și să încearcă limitarea
limitarea contagiunilor prin aceste măsuri de stat acasă, pentru că noi nu suntem în stare, nu avem baza necesară din punct de vedere sanitar, spitale, număr de paturi, să asigurăm la o explozie și o răspândire. Noi suntem pe o pantă ascendentă, se pare că pe zi ce trece, cazurile vor fi din ce în ce mai multe. Exact. Și trebuie să aplanate. Noi nu suntem pregătiți, avem deja foarte mulți medici, spitalul din Suceava e aproape închis. Acolo tot personalul medical, asistente, infectați. Acum nu știu ce măsuri vor lua, am înțeles că se discută ca să poată intra medicii și cei care sunt în stare sau n-au simptome, să poată lucra izolați complet și să aibă grijă de bolnavi, pentru că nu poți să închizi un spital, mai ales în contextul în care va crește numărul de bolnavi. Oricum se pare că și corpul medical... În Spania auzeam că 5.000 din 40.000 de medici sunt bolnavi. Da, deci nu a fost atenție. Acum este adevărat că noi n-am avut nici materialul necesar să fie asigurat medicilor, adică măști, costume, n-am fost pregătiți deloc. România n-a fost pregătită ca și alte țări, se pare că nu suntem singuri. Iar aici Europa, cum a zis și colegul Vitalie, nu a fost, Uniunea Europeană n-a fost pregătită pentru așa ceva. Materialul sanitar pare parte să aducea din China. La noi materiale sanitare, costume de protecție, măști, majoritatea erau China, Coreea și înainte, adică noi nu prea aveam. Până și substanțele active din medicamente, tot din China se aduceau. Și, deci, cumva Europa trebuie să-și regândească politicile în ceea ce privește sistemul sanitar, ca să nu mai prindă descoperiți la următoarele, nu știu, peste 10 ani sau nu știu că vor fi pandemii, că se pare că la un anumit interval de timp apar tot felul de virus, bacterii și din punct de vedere sanitar nu trebuie să fie pregătiți. Deci acea politică a Uniunii Europene trebuie să fie schimbată radical, adică trebuie să ne asigurăm în Europa sau în țările membre toate să asigure materiale sanitare de bază. Adică tot ce înseamnă costume de protecție, măști, medicamente de bază, spitale, toate trebuie să fie pregătite. La noi a fost neglijență complet, s-a neglijat complet, s-au dat bani pe pensii speciale, s-au cheltuit banii pe, nu știu, s-au construit stadioane în pantă, tot felul de, s-au cheltuit banii aiurea. Nu trebuie să mai să facă aceste lucruri, e clar. Și cred că e un moment în care economia europeană și a României trebuie regândită pe alte baze. Și noi, Verzi, o să ne implicăm și Verzi europeni deja am început discuții în acest sens și noi în România și cei din Moldova trebuie să încercăm să impunem o altă abordare economică care să fie și sustenabilă, să protejeze și natura, dar care să fie atentă și pentru nevoile cetățenilor. Să lucrează și la noi. O discuție tematică despre sănătate și era o expertă de pe lângă Comisia Europeană de la Bruxelles, era și un lider verde de la Sibiu Sportiv și am insistat pe nevoie de educație, de sănătate, de întărirea imunității populației, nu neapărat în spitale să investim, dar să investim în sănătatea populației, de exemplu în infrastructură pentru bicicliști, pentru că bicicliștii sunt baza, ca să zic așa, sănătății populației. Ei și nu poluează, ei și fortifică sănătatea și poate că sunt rezistenți nu doar la epidemia asta, dar și la cancer și la temir și alte flageluri care macină societatea. Și ar trebui poate să vorbim după ce trece epidemia asta, să vorbim și despre miile de oameni care vorbesc cu oameni. Am văzut niște știri tot pe Facebook, colegii noștri verzi au publicat. Se pare că tăierile de lemn, de păduri, nici acum nu s-au stopat. Se pare că această izolare este favorabilă celor care taie păduri, că nu mai sunt controlați. Acum nu știu cât de adevărat e știrea, dar au fost niște fotografii făcute în zonele acestea cu mașini încărcate cu lemn care se duceau și se duceau la fabrici. Eu sper să nu se întâmple lucrul ăsta, ca aceștia să profite de... 5 formulare, apoi am ieșit în deplină legalitate cu țidula legală în buzunar. N-am vrut să risc cu o coală scrisă de mână. Un polițist zelos și dornic de a fi remarcat și avansat de șef ar fi găsit motiv să mă amendeze. Dar depinde ce scrii și în țidula, chiar dacă e printată,
pe formularul lor de stat, dar acolo contează ce bifezi și cum poți demonstra chestia asta, că te-ai pornit după medicamente, te-ai pornit să-l ajuți pe cineva, te duci la servici sau, na, dacă nu ai un motiv serios, așa cum ai scris acolo, păi degeaba ai scris. Și tot Cristian Păi Dragnea dacă nu pune... ai, dacă, Da. Oleg, dacă nu ai motiv serios, atunci stai acasă. Dar dacă mă duc Corect. la Stai prinder să acasă. printez formularul... Dar dacă e scris în Corect? formular ce e scris, atunci fii Nu bun și m-am oprit demonstrează în caz de poliția, m-a necesitate. oprit poliția. Asta Mă e. duceam la magazin după produse alimentare și m-a oprit poliția la 100 de Te metri de auzim, casa da, mea. dacă ai vorbit mai tare cumva, că nu ești de la căști acum, te auzi de la telefon, poate dai telefonul mai aproape, dar... Dau telefonul mai aproape. Zic, pe mine m-a oprit poliția la 100 de metri de casă când mă duceam să cumpăr produse alimentare. Te-a oprit Și e poliția la normal, 100 de metri am de trebuit casă, să... te duceai după mâncare și... Și a trebuit să demonstrez certificatul că ies după produse alimentare. Cine îți dă Asta de certificatul vreau să ăsta? vă... Da, Mi de trebuie cer... să scos de pe site-ul Ministerului de Interne al Italiei. Păi cum? Le scrii lor un e-mail că dați-mi voie să mă duc la magazin să cumpăr mâncare? Nu, e o autocertificațiune, așa se cheamă. Deci le Adică au tragi de la scos, ei îl formularul și scrie printez. acolo, mă duc să iau mâncare la magazinul de la colț. Da, pentru Data, că ești... ora, semnătura, pe propria răspundere, că asta fac, nu mă duc în altă parte. Da, Și îl prezinți da, dovadă când te da. opresc ei. Și dacă eu... Răs... Da, Deci am înțeles, da. și în Și Franța, dacă și în eu sunt România, pozitivă și... și în Italia e același principiu. Cristian Marin Și acum comentează este tema abordată nou un de noi mai decret. devreme. Dacă biserica nu a reușit să explice oamenilor să stea în casă în numele lui Hristos, cum zic ei, ba mai mult, în inconștiența lor au împărtășit oamenii cu aceeași linguriță. Cred că armata e singura soluție de disciplinare și de responsabilizare a oamenilor, pentru că se pare că românii nu înțeleg de vorba bună. Deci azi deja s-au constatat, nu doar în Republica Moldova, dar și în România, mai mulți enoriași și mai mulți preoți slujitori de biserică sunt pozitivi la coronavirus. Deci nu-i păzește nici Busuiocul, nici Aghiazma, nici Tămâia, îi ia și pe ei. Tatiana Ia, Suboneac zice, bună seara, toți invitații, trebuie mașinile acelea blindate, trebuiesc mașinile cele blindate pentru că oamenii nu înțeleg că suntem în carantină. Uite, chiar și în Italia, oamenii nu vor să stea în casă. Asta e opiniunea mea, îmi cer scuze de deranj. N-a fost niciun deranj, Tatiana, mulțumim pentru intervenție. Deocamdată acestea au fost comentariile și întrebările de pe Da, Facebook. Oleg, dar noi nu spunem că nu este necesar să fie blindatele la unele cu intersecție, da? Unele puncte de control la intrare în localitățile care sunt în carantină. Da, eu, spre exemplu, sunt pentru la o etapă oricare ca militari să vie în forță, dar nu cu mitraliere, oameni buni pe ele, da? Hai mai scoatem tankuri, dacă sunt Republica Moldova nu are tankuri, dar România are tankuri. Scoatem tankurile, le îndreptăm dinspre Animale. piață, pe cartierele civile și le spunem oameni buni, dacă nu, noi împușcăm. Păi, suntem serioși sau nu? Ca la parada militară, nu se defilează cu tot ce ai în dotare. Numai corăbile când le Păi, scot, că acele nu poți să le aduci în București. Le scot, domnul dar Vitale, la ziua Marinei, la ziua Flotei. Domnul Oleg, vă imaginați ce va fi de Paște? La sărbătorile de Paște, vă imaginați? Ce Păi ce va fi de moldovenă va Paște? Pentru voi Adică la catolici, Paștele vine mai repede. O să ne povestești, nu? La Moldova, ce va fi de Paști? Acolo va fi, Am dar la votat Moldova Blajin, când se adună toți la la cimitir, ce Blajin, va da. fi? Iată și doamna Atunci va Mariana. trebui armata să stea lângă fiecare cimitir și să zică nu, nu se poate. Gabriel Ursescu, îl salutăm pe Gabi Păi din ar fi o Suceava. soluție, iată, Intervine atunci cam ar în fi o fiecare seară soluție și pentru armata. contribuie cu părerile lui. Ce aveți acolo? Au scos armata în Servus, stradă sau e mai relaxat? Servus, dragilor, în primul rând, salutări fraților și surorilor din Basarabia, salutări doamnelor, salutări Oleg și Silviu și celor care ne privesc. Vreau să spun că au început să ne urmărească și unii oameni implicați, civici, ceea ce este o chestie bună și le transmit că Partidul Verde este un partener de discuție. Subiectul COVID-19 monopolizează alte subiecte și ați vorbit un pic de armată. Ei bine, vreau să spun că situația în Suedia
este un pic diferită și aici s-a scos armata, dar fără puști, tancuri și hamviuri. Dacă mă gândesc doar din punct de vedere logistic cât consumă un hamvi, consumă cât 2-3 auto speciale care transportă aceste persoane care sunt infectate. În plus, eu cred că toate aceste fonduri, dacă este să vorbim pe partea logistică, se pot folosi mult mai bine pe parte medicală decât să ne arătăm mușchii cât suntem de camuflați în uniforme și cât suntem de hamvizați sau cum vreți voi să o spuneți. Nu este, eu cred că armata poate să facă mai multe lucruri și aici am să punctez. Eu nu știu situația exactă în Republica Moldova, aici Vitalie cred că deja v-a spus, dar armata română are cabane militare, are tabere militare, unde își desfășoară aplicațiile an de an, mai mult decât atât sunt locații unde desfășoară exerciții internaționale. Și unde sunt aceste capabilități logistice, astfel încât, dau un exemplu, să cazeze acolo oameni care sunt în carantină. Ați vorbit un pic și de biserică. Țin să menționez că sunt foarte multe biserici, mănăstiri, unde și acolo se pot folosi aceste spații. Rețineți că Biserica Ortodoxă Română are parte din finanțele care vin, deci de o parte materială, vin de la statul român, vin din donații, vin de la primării. Eu cred că ar trebui gestionate fondurile destinate pentru acest caz, mă refer pe materiale sanitare, ar trebui să ia de o parte din ele de la biserică și prin decizie inclusiv de primărie, să le transfere către această urgență sanitară. Sunt de 50 de ori mai multe biserici decât spitale, sunt de 2-3 ori mai multe biserici și mănăstiri decât școli. Deci, domnilor, despre ce vorbim? Noi avem acum, la momentul actual, ne trebuie niște bidinele, niște dezinfectanți și se pot face spațiile în 24 de ore cu armata, bineînțeles, și cu voluntari se pot face aceste spații și cred că consilierii noștri, consilierii verzi atât din Republica Moldova cât și din România pot lua această inițiativă și sper să vadă această emisiune și să propună primăriile lor punctual aceste lucruri. Și uite așa se rezolvă într-o săptămână, se rezolvă niște situații. Mulțumesc, Gabriel. Am constatat că nu doar Natalia, dar și probabil sora ei, Mariana, a încercat să intre în discuție, dar nici una, nici alta nu s-au putut face auzite. Nu știu de unde e Mariana, unde se află acum, tot în Italia. Dacă o să reușească să revină, Mariana e în Chișinău. Fie interesant. Da, domnul Marenuța? Zic, Mariana e în Chișinău, e aici. A, e în Chișinău. Da. Avem mai mult de un ceas de când vorbim, am putea să facem concluzii și să ne gândim la închidere și să ne pregătim de ziua de mâine. Mă uit dacă mai sunt comentarii și întrebări. Tancurile sunt deja scoase și la Iași, zice Cristian Gabriel Estrate. Au și muniție de război și asta e revoltător. Gabriel Strate zice, vorbești de lucruri sfinte, Gabi, când vreodată biserica a ajutat? Se laudă că uneori mai ajută. Da, uneori mai ajută. Deci totul este un PR ieftin. Eu aș zice așa, BOR, deci Biserica Ortodoxă Română, este de fapt un partid politic neoficializat. Și dacă este să ne gândim, chiar așa și este, fiindcă face, desface alianțe, este cel mai pupat partid politic și la propriu și la figurat. Da, numai că acum în timp de pandemie pupatul e cam periculos. Așa este, așa este. Mergi cu dezinfectantul și faci
doamne, doamne, și mergi mai departe. Asta este. Ții preotul la distanță. Cred că acum, pe timp de pandemie, ar fi bine ca, într-adevăr, fețele bisericesc să facă serviciile bisericești de unii singuri în biserici, iar oamenii, având care doresc, sunt tehnologii informaționale, sunt tehnologii avansate, poți să privești un serviciu bisericesc, dacă dorești, și la distanță, la distanță. Cum spunea tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, el spunea că eu cred în Dumnezeu, dar nu vreau să fac aceasta prin intermediari. Da, eu am niște vecini aici la bloc și ascultă în weekend slujbele la Trinitas TV, Trinitas FM. Probabil mai sunt și canale pentru protestanți sunt sau altfel de credințe, dacă cumva omul nu are acces la internet. Și chiar nu văd de ce s-ar duce neapărat oamenii la biserică. Dar e greu să comunici cu cei conservatori și învechiți în tradiții. Exact așa cum unii părinți, unele fete bisericești cer bani pentru donații, pentru biserică, pentru diferite chestii, prin intermediul mijlocelor de comunicare moderne, tot așa poate să facă campanie pentru această perioadă din punct de vedere umanitar. Eu cred că avem o urgență și Biserica Ortodoxă Română trebuie să își schimbe radical poziția față de Ia să o ascultăm pe o doamnă în vârstă, tot cu numele Iațco, doamna Elena, dacă ați intrat cu noi în discuție, cred că vreți să spuneți ceva despre carantină, despre obligația de a nu ieși din casă. Nu, gata, n-am înțeles, doamna, deci e certată cu tehnologiile. A vrut probabil să-și vadă fetele și a intrat în emisie cu ele. Coleg, vreau să mai intervin și eu. Da. În sensul, nu despre biserică, ci despre clasa noastră politică și de fățărnicia politicilor noștri acum, pe vremurile acestea de pandemie. Văd politicieni care au fost la guvernare din partidele mari, PSD, ALDE, fac live-uri pe Facebook, ne dau sfaturi, ne spun ce ar face ei. Întrebarea mea și a noastră este, dar ce nu au făcut până acum? Au avut atât timp. Acum vin cu sfaturile să ne spună ce ar face ei, adică vitejii se arată după război sau nu-mi dau seama ce fățărnicie. Adică cum poți să mai ai tupeu să mai ieși în fața populației, tu Ponta, cum îl cheamă pe celălalt, Cătăricianu? Oamenii ăștia au fost prim-ministri, au fost la guvernare. Sistemul sanitar și situația sistemului sanitar se datorează și lor, adică țara asta este distrusă de ei și ne dau lecții acum acești oameni. Adică, vă dați seama că tupeu există în România, tupeu la politicieni. E clar că asta trebuie să termine. Noi, cum a spus, noi trebuie să scăpăm de oameni ăștia. Nu mai poate să conducă România niște mincinoși, niște oameni care au mințit România cu promisiuni și vin acum din nou să mintă cu fața și îi vezi, zâmbesc, sunt liniștiți, ne dau sfaturi. Nu știu cum mai pot suporta românii figurile acestor oameni. Deci trebuie să schimbe și politica în România cu oameni noi în politică. Nu știu, verzi, alte partide, trebuie să-i schimbăm. Oamenii ăștia nu poate să ne spună același lucru ce n-au spus atâta timp, minciuni, minciuni, minciuni. Nu știu, da. Mie nu-mi place deloc. Da, cu regret, aceeași situație este și în Republica Moldova și eu sunt de acord cu tine că ar trebui cetățeanul să facă une decizii după această situație. La noi, spre exemplu, în raionul Hâncești, de dragul alegerilor, nu s-a decretat stare de urgență. O stare de urgență în toată țara a fost decretat cu două zile mai târziu, numai ca Dodon să-și mai capte un mandat oarecare. Și aici aș vrea să spun cu regret, atât partidele sau Partidul Socialist al lui Dodon, cât și partidele de opoziție, PAS și DA, au dat-o în vară și ele trebuiesc eliminate, fiindcă de dragul politicului, de dragul unei campanii electorale, ei au
pus în risc viața omenească, foarte multe, foarte multe vieți omenești. Noi vedem și primele cazuri. Hâncești, la Hâncești, da? Și acum... Corect. La Hâncești, primele sate care au intrat în carantină, tot au fost la Hâncești, cele care au mers la votare, da? Adică, băi, noi înțelegem că e greu la toți, că puteți să muriți, dar votul e sfânt, hai duceți-vă la vot. Și unele partide, după vot, au spus, of, ne scuzați, noi am greșit. Ne cerem scuze, noi am greșit. Da, apropo de aici eliminare, m-a îngrijorat puțin ce a zis dumneavoastră, să fie eliminate niște partide care și așa sunt în opoziție, doar pentru că nu vă plac dumneavoastră sau de ce? Că și azi au ieșit un partid care cumva e în opoziție, dar a ieșit cu un proiect populist, iată, Candu, finul lui Plahotniuc, fostul președinte al Parlamentului, a zis să se plafoneze salariile deputaților și ale miniștrilor și ale președintelui Parlamentului, el când era speaker de Parlament și a crescut salariul, acum vrea să le plafoneze. Ba mai mult, ca partidele, sau asta deja a fost propunerea socialiștilor, ca partidele care au primit bani de la stat să le facă donații în fondul acela. Păi bine, voi care sunteți partide cu fonduri din offshore, cu oligarhi, cu mafie, vă permiteți să dați ce vă vine de la guvern sau de la CEC, ce vă vin bani. Dar partidele mici, care trăiesc numai din donații sau din cotizații de membru, acele vor dispărea. Iată, partidul dumneavoastră câți bani a primit pentru participare la alegeri? Eu vreau să spun că eu aș susține chestiunea dată ca să fie întoși banii, da? Fiindcă Partidul Verde Ecologist are 3.000 jumate de lei lunar, da? Care nu fac mare diferență. Sunt important, sigur, pentru noi, dar nu fac mare diferență în bugetul partidului. Și practic alocațiile de cotizații de la membrii noi putem să le ridicăm nu mai mult de suma dată, dar tot aici. Dar sunt partide care primesc 6-7 milioane de lei, da? Și după aceasta duc o agitație sau o propagandă antinațională, anticetățean, da? Eu cred că de acele partide se poate de tăia și acele 7 milioane de lei, cumva poate ca să nu le încurajăm partidele în cauză. Și încă una, eu nu am spus unele partide care nu-mi plac mie, dar partidele care au demonstrat în perioada dată, și vedeți și în declarația care a scris-o Partidul Verde Ecologist, că toate partidele care au participat la Hâncești, aceasta e și socialiștii, și democrației, și PAS, și DA, și cei care au susținut, da? Toți care au mers până în pânzele albe, da? Cu candidații săi pentru un mandat care după asta au spus că păi, dar el nu contează, da? Oricum mandatul nu contează. Dar pentru ce în naiba te-ai vrut acolo, da? Ca să-ți bagi joc de oameni atunci, sau pentru ce? Atunci vă întreb eu invers. Nu știați că va fi pandemia asta. De ce nu v-ați băgat în cursa electorală? Că sunteți partid politic. Acum le cereți da, care au participat în cursă, de ce nu și-au retras mandatele sau candidații sau de ce n-au cerut suspendarea alegerilor? Pentru că n-aveați candidat și vă convine. Dar de ce nu e corect. Pe dreapta, da, este o discuție destul de mult timp deja pentru consolidarea forțelor, da? Practic toți au venit cu un mesaj, da? Haideți să consolidăm forțele ca să mergem cu un candidat comun. Și acum, dacă vorbim de Hâncești, și la Hâncești, și în următoarele prezidențiale. Noi am avut capacitatea de a strânge cele 500 de semnături, crede-mă, te rog, și ceilalți, de a strânge 500 de semnături la Hâncești, a ne înainta un candidat, da? Și 250, dacă identificați o femeie. Da, încă și mai puțin dacă identificăm o femeie. Și să luăm un scor, da? Hai să zicem la nivelul celor 5 plus 1 partid încă, da? 5, 6 partide sau 5 partide care au luat 300 și ceva de voturi, da? Dacă împărțim la 5, vreo 70-60 de voturi. Luam mult mai bine, fiindcă problemele în raionul Hâncești ecologice sunt mult mai mari. Noi am fi putut identifica o persoană care să aibă stima și respectul populației de acolo. Nu spun că câștigam alegerile, însă eram destul bine. Dar n-am mers anume ca să arătăm că Partidul Verde Ecologist mereu a fost pentru valorile noastre naționale, permanent a susținut ideile de coagulare a forței politice, da? Și anume din această cauză
noi n-am mers. Și noi am înțeles că acest mandat, chiar dacă printr-o oarecare nu știu, minune era câștigat de Partidul Verde, ecologist din Republica Moldova, oricum el nu putea să aducă, nu știu, cât multă valoare partidului. De aceea noi nu ne-am implicat, nu am susținut. Noi am fost la discuții cu celelalte partide. De exemplu, ați candidat chiar dumneavoastră la funcția de primar și erau 18 candidați. Sau acum un an am concurat cu Natalia Iețcu aici de față pentru un mandat în diaspora. Și eram 12 candidați. Acum când ați ajuns dumneavoastră în funcția partidului, v-ați gândit la coagularea forțelor de dreapta. Dar de ce nu de stânga? Că Partidul Verde, iată, am avut o discuție mai ieri, se pare că nu-i neapărat de dreapta. Hai, dacă noi revenim la chestiunea dată, sunt viziuni diferite, da? La noi, Republica Moldova, spre exemplu, eu consider că noi nu avem partide de dreapta și de stânga. Asta e ceva care noi vrem să împărțim, dar nu sunt de dreapta și de stânga. La noi sunt pro-ruse, pro-europene, inclusiv pro-românești și oportuniste. Da. Dacă vorbim de Partidul este Liberal, care este liberal și ar trebui să fie de dreapta, 100%, Oleg, tu știi câte inițiative a avut Partidul Liberal de stânga? Foarte multe. Uitați-vă la socialiști care sunt de stânga, da? Câte inițiative au ei, sau democrați care sunt de centru stânga, câte inițiative au ei de stânga și câte de dreapta, putem spune că au mai multe inițiative de dreapta decât de stânga. Da? De aceea, în Republica Moldova, de a împărți partidele în dreapta și stânga, asta când spui stânga pro-rusă, spui dreapta pro-europene, unioniste și tot ce ține de o dezvoltare democratică. Asta ca noi să nu gândim în termeni pur clasici, cum e pus așa. Eu sunt o persoană care gândesc out of the box. Nu-mi place să fiu, poate că sunt mai puțin non-conformist ca tine, Oleg, dar oricum nu sunt persoană conformistă. În zilele următoare vom vorbi mai mult despre unire, pentru că pe 27 martie aniversăm câți ani? 102 ani de la... Da. Unirea Basarabiei cu România, care a fost prima provincie de la Marea Unirii care a cerut unirea pe vecie, dar vecie aceea a durat doar 22 de ani. Și iată, cu ocazia asta am putea să vorbim mai mult despre unire, dar acum haideți să revenim la criză și eventual cu niște concluzii la ce am discutat azi, ca să nu ne întindem foarte mult, avem acuși o oră jumate de când vorbim. Natalia, ai avut probleme tehnice, ai revenit, dacă vrei să adaugi ceva despre doctrina. Da, m-am pierdut cu filmul. Mai numai că n-au putut să vorbească. Da, ei s-au unit, da. Au vrut să-și vadă fata din carantină. Da. Nu spune că fata stă bine. Ok. Bine. Ce am văzut că se vorbeau despre partidele care sunt de dreapta și de stânga, da? De exemplu, da. De verde. Deja au concluzie. Ce culoare? Putere. Ce culoare, noi suntem de culoarea verde. Așa, suntem de stânga, și nu? Suntem de dreapta sau de stânga, așa verzi cum suntem. Da, de verzi suntem de stânga. Sau, de verde, ca să-l parafrazez, pe Paul Goma, iată, răposatul de astă noapte, când era întrebat în 77, băi, tu care conduci mișcarea pentru drepturile omului, înțelegem, da, dar de ce culoare politică ești tu? Cu cine ești? Cu rușii, cu americanii, cu Ceaușescu, cu cine ești? Și el a zis că, da, eu sunt de culoarea curcubeului. Cam toate culorile găsești la mine, pentru că eu apăr drepturile omului. Și mie îmi place să răspund așa deseori citându-l pe Goma. Eu care, termin cu trei cuvinte. Planeta noastră nu e nici de dreapta, nu e nici de stânga. Ea trebuie salvată. Da, eu sunt de părerea asta. Bravo. Bun, dar asta e bună și de concluzie pentru toți, da? În loc de cuvânt de încheiere. Un cuvânt de speranță de la Natalia Iețco de la Roma. Bine. Dacă nu mai are nimeni nimic de adăugat, vă mulțumesc tuturor și lui Silviu Dumitru de la București și Natalia Iețco de la Roma și domnului ex-ministru și general președinte al Partidului Verde Ecologist din Republica Moldova, Vitalie Marinuță, și lui Gabriel Ursescu din Suedia. Sunt Oleg Brega și... Oleg, îți aduce aminte de mâine, iarăși de la ora 19, să știe, lumea să intre. Să aducem un mod de verde pe internet, să-i discutăm care despre... Tema, da, să aduce aminte la fiecare emisiune că mâine de la ora 19 ne vom întâlni iarăși. Da, foarte bine. Să ajungem sănătoși. Să nu se intre pe internet. Sănătate tuturor. Sănătate tuturor. Numai bine, solidaritate. Ciao a tutti. Bene, bene, sono arrivato. Ciao, buonasera.